Hello, dragile mele și dragii mei! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și sănătatea părului. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această călătorie și vă reamintesc să dați subscribe, să porniți notificările și să apăsați și butonul de like. Îmi iau un momentel să respir. Nici nu știți despre ce o să vorbesc și vă rog să dați like. Vă dați seama ce fac aici? Doamne, 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 cum este social media ăsta, ce face din noi. Mă rog, trecând peste asta, astăzi suntem la rubrica Mitul Lunii și aș vrea să dezbatem un subiect foarte, foarte interesant, și anume, există cu adevărat produse care să-ți facă părul să crească mai repede? Iar răspunsul este ăla pe care îl vedem și pe Facebook: it's complicated. Ca orice lucru în viață, it's complicated. Când ești într-o relație cu părul tău, lucrurile uneori ajung să fie foarte complicate. Ce să-i facem? Asta este situația. Haideți să vedem dacă real putem să facem ceva din acest punct de vedere. Vreau să fac un mic disclaimer aici și să fac o paranteză. Vă rog mult de tot, nu mai puneți botul, și am zis botul și ăsta era disclaimerul, nu mai puneți botul la toate reclamele pe care le vedeți pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, cu fete care mănâncă nu știu ce, se dau cu nu știu ce, se freacă cu nu știu ce, inhalează nu știu ce, se periază cu nu știu ce, stau cu capul nu știu unde și le crește părul miraculos. Nu există miracole, oameni buni. Dacă sunt, sunt niște excepții, categoric printre noi, ca și printre cai, ca și printre pisici, ca și printre câini. Există niște exemplare absolut superbe, care au, nu știu, botul nu știu cum, picioarele nu știu cum, urechile nu știu cum, coada nu știu cum. Da, sunt niște exemplare superbe și la fel și printre oameni sunt oameni care sunt niște exemplare superbe ale speciei noastre. Asta nu înseamnă că aia este regula. Deci vă rog mult de tot să nu vă mai încărcați cu ce nu este al vostru. Mi se pare, de fapt, nu mă deranjează faptul că oamenii fac reclamă la lucruri de genul acesta. Mă deranjează una la mână că nu știm în calitate de ce fac reclamă lucrului respectiv, de, nu știu, owner al companiei, de om care a contribuit la crearea rețetei, de endorser pentru nu știu ce. Adică asta odată, și doi la mână, cel mai tare mă deranjează faptul că noi restul cumva ne setăm așteptările în legătură cu frumusețea noastră și cu starea noastră de bine, raportate la un exemplar care nu face parte din medie, da? Care este în afara mediei. Și atunci, chestia asta în timp nu face decât să creeze frustrări și ajungeți să vă frustrați, să faceți tot felul de lucruri. Da, sunt lucruri care pot funcționa pentru fiecare dintre noi. Există, nu știu, produsele acestea de creștere și de stimulare a creșterii sunt de mai multe categorii. Sunt suplimente nutritive, care să le iei și să-ți facă părul și unghiile absolut extraordinare. Dacă tu ai carențe real în corp din anumite elemente și tu iei un supliment, normal că o să simți o îmbunătățire, dar la fel vei simți îmbunătățire orice supliment vei lua, nu doar suplimentul ăla. Adică, real, orice supliment ai lua, dacă tu ai o problemă și o nevoie internă, se va vedea. Apoi, sunt produse de acestea de uz topic care se folosesc pentru scalp și sunt șampoane cu cofeină, sunt tot felul de extracte de plante, sunt leacuri băbești cu usturoi și cu ceapă și cu ardei iute, sunt soluții pe bază de gaz și tratamente pe bază de gaz. Toate lucrurile acestea lucrează din exterior. Ele cumva, overall, au rolul de a stimula circulația la nivelul pielii capului. Indiferent care este substanța activă din ele, da? Toate au același rol. Dacă tu ai o problemă serioasă de căderea părului și ai pretenția să tratezi cu un produs de uz extern această problemă fără să înțelegi cauza, șansele tale de reușită sunt minime. Pentru că, ok, eu stimulez circulația la nivelul pielii capului, dar dacă eu nu aduc nutrienții necesari folicului, dacă eu nu am circulația sanguină așa cum ar trebui ea să fie prezentă, dacă nivelul de oxigenare din sânge nu este cel care trebuie, atunci categoric nu voi simți o îmbunătățire. Dacă stilul meu de viață este unul haotic, nu dorm suficient, sunt sub stres continuu, am o alimentație haotică, degeaba mă dau eu cu mama soluției, cu mama fiolei, cu mama picăturilor speciale pentru pielea capului, pentru că nu o să se întâmple absolut nimic. Adică vreau să țineți cont de aceste lucruri și să nu vă mai puneți speranța în minuni. Nu spun că nu există soluții, există soluții, însă este una să existe o soluție pe care o aplici potrivit pentru tine și alta e să credem că există un tratament universal bun la absolut orice. Oricui cade părul, ăla este tratamentul. Nu, este fals. Până nu afli de ce îți cade părul, nu ai cum să rezolvi problema. Iar în unele cazuri, realitatea este că și după ce afli de ce îți cade părul, nu ai ce să faci. Bun. Dragile mele și dragii mei, cam aceasta a fost mitul lunii de această dată. Dacă aveți propuneri, sugestii, vă rog să-mi scrieți. Mă uit la comentariile voastre, vă răspund. Încă o dată nu uitați subscribe, notificări și like dacă se poate. Și până data viitoare aveți grijă de părul vostru.